De ajuns să pot să-ți mulțumesc că suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Când eram zdrobit pe cale și când tot mi-ai părăsit, tu mi-a fost a mea salvare, tu cu fapte m-ai iubit. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc că suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din glele strântorări doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Mâna ta a fost cu mine pentru-n timp de nevoie. M-au condus mereu cu bine, dănunci și speranță nouă. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc că suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din glere strâmtorări doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Psalmul 107 spune în felul următor: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrășmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the enemy, and gathered out of the lands from the east and from the west, from the north and from the south. Când am citit acest text, aici spune căci Dumnezeu a strâns din toate țările, de la răsărit și până la apus. Noi cei care am venit din România 20 years ago, am venit de la răsărit. Cei care sunt aici și născuți aici în the US sunt de la apus. Și Dumnezeu ne-a adunat pe toți în această seară, în locul acesta. Și vrea să-i mulțumim și să lăudăm, cum spune versetul 1, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. În această seară, în drum spre biserică, era un accident pe 26 și un pic m-a întârziat în drumul meu spre biserică. De asemenea, când am plecat de la biserică astăzi pe I-5 South, la un moment dat mașinile s-au oprit, am oprit și eu, și cel din spatele meu a venit cu viteză foarte mare. N-am putut să iau dreapta pentru că veneau mașini în partea dreaptă și în ultimul moment m-a ocolit și a luat pe partea stângă, dar avea, cred că, vreo 40 or 50 miles an hour. Și spunea, vorbeam și ca ora eram cu mașina mică, dacă intra noi făcea praf, dacă era în secoia, poate cu un pic o lovia, nu era mare lucru. Dar mâna lui Dumnezeu este cu noi și de aceea această seară merită să lăudăm, pentru că în viac ține îndurarea Lui. Și în loc ca să fiu într-un pat de spital sau să fiu accidentat, Dumnezeu m-a dus în această seară și eu personal vreau să-i mulțumesc, să dau laudă lui Dumnezeu. Și cred că dacă fiecare dintre noi privim în dreptul nostru, we can see how God worked in our lives. We can see how God stretched out His hand and pulled us up.
Ne-au luat de acolo unde, de unde eram și poate eram într-o situație grea sau Dumnezeu a fost cu noi și așa cum a spus cântarea, mâna Lui a fost cu noi prin necazuri. Mâna Lui Dumnezeu nu este numai cu noi în necazuri, este și când ne merge bine. De aceea să-L slăvim pentru că îndurarea Lui Dumnezeu ține în veac. Amin. Și acum stăm în picioare să ne rugăm. Și acum stăm în picioare să dăm slavă Dumnezeu pentru o cântare. După această cântare, fratele Septim va aduce îndemn pentru următoarea rugăciune. Hai să cântăm cântare de N-ai fi tu de partea noastră. N-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praf luat de vânt, am fi o formă fără viață, rătăcitoare pe pământ.
fii tu de partea noastră. Am fi ca praf luate, am fi o formă fără viață, rătăcitoare pe pământ. Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. În genunchiem și ne smerim, dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. În genunchiem și ne smerim, noi n-avem nicio meritate. E harul tău că existăm, Iisuse, tu ne-ai dat viață și toate ție-ți datorăm. Noi n-avem nicio meritate, e harul tău că există. Iisuse, tu ne-ai dat viață și toate ție-ți datorăm. Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. În genunchiem și ne smerim, dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. În genunchiem și ne smerim. Amin. Slăvit să fie Domnul! Am cântat așa de frumos, spuneam că, Iisuse, Tu ne-ai dat viață. Jesus, You gave me life. Și după aia am spus că tot ce avem, îți dăruim. Everything that I have, I'm giving back to You. Să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Frați și surori, duminica trecută, Cristi m-a spus ca să mă pregătesc pentru un îndemn și m-a întrebat despre ce vreau să vorbesc. Și nu i-am putut da un răspuns, pentru că vă mărturisesc că înainte ca să vin înaintea dumneavoastră, eu trebuie să stau în rugăciune cu Dumnezeu, să-mi dea Dumnezeu un mesaj. Pentru că nu vreau să fac nimic de capul meu, vreau ca să fac totul după planul lui Dumnezeu. Și aș vrea să dau citire din cuvântul lui Dumnezeu, după care putem ca să ocupăm locurile pentru câteva momente. Și acesta este Hagai, capitolul 1. Tony, if you could please put on the screen Hagai. Chapter 1. Și frați și surori, rămânem așa în picioare, dăm respect cuvântului lui Dumnezeu, dar să știți un lucru.
Este frumos ca să stăm în picioare și să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu când citim. Dar cel mai mare respect, știți, când îl dăm lui Dumnezeu? Atunci când împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te va întreba niciodată dacă ai stat în picioare când s-a citit cuvântul. El te va întreba, ai împlinit cuvântul meu? Și astăzi, ca să fim foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu, am să citesc în românește și cred că o să fie și pe engleză aici și după aceea am să vorbesc și pentru tineri și am să vorbesc și pentru părinți ca Domnul să ne poată. Hagai capitolul 1 cu versetul 2. Ia. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin porocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite, cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o sembrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte. Aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat rouă și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Versetul 13. Hagai, trimisul Domnului, a zis prorocului, poporului, după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit Duhul în Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și Duhul lui Iosua, fiul lui Iozadac, marele preot, și Duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeulor. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile pentru câteva momente. Frați și surori, mai întâi vreau ca să duc laudă și cinste Domnului nostru Iisus Hristos pentru că ne aflăm în casa Lui în această seară. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, fratele Iosef Câmpian dădea un îndemn aici în biserică și spunea următorul lucru, spunea așa, dacă tu erai singurul om pe pământul acesta, Domnul Iisus, Dumnezeu, îl trimitea pe Domnul Iisus ca să moară pentru tine și pentru păcatele tale. If you were the only one person in this entire world, God would have sent Jesus to come die for you. That's how much God loves us. And I can say that He loves us even more than that. Și spune aici în Psalm 145, with verse 2, it says, every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Frați și surori, avem motive ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos, că El a venit și a murit pentru păcatele mele. Datorită Domnului Iisus Hristos, lanțurile din viața noastră sunt rupte. Împăratul David, în Psalmul 143,
King David in Psalm 143 said the following thing. It said, "Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. In your faithfulness, answer me, and in your righteousness." King David had this claim before God, or better said, he had this request from God. He said, "God, listen to my prayer." And that's the same thing we go through in today's society. The same thing we say to God today: "God, listen to my prayer. God, I want you to listen to my prayer." And God said, "Yeah, I'll listen to your prayer, but you have to do something too. You have to listen to me too. If you want your praises, if you want your sacrifices to be received, you have to listen to me." And I want to tell you the reason why we don't hear God's voice in our lives is because we have sin. And this prayer, I want us to come before God and ask for forgiveness and repentance in the blood of Jesus Christ. In order for our prayers to be heard by God, what's the first thing we have to do? What's the first thing we have to do in order for our prayers to be heard by God? Ce trebuie să facem primul lucru ca rugăciunile noastre să fie ascultate înaintea lui Dumnezeu? Să ne rugăm! That's the first thing we have to do. We have to pray. In order for your prayer to be heard by God, you have to pray. That's the first thing we have to do. We have to pray and we have to communicate with God. In Isaiah 59, it says, "Behold, the Lord's hand is not shortened, that he cannot save, nor his ear heavy, that he cannot hear. But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear." So what's the problem? My sin and your sin. That's the problem, that we don't hear God's voice. It's not Romanian, it's not English, it's not speaking in going to a different church. The problem is sin. Și frați și surori, vreau să spun în seara aceasta, creștinii nu vor merge în iad pentru că au făcut păcate. Ei vor merge în iad pentru că n-au făcut ce-o trebuit să facă. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cărturarii și farisei au venit la Domnul Iisus și au spus, el stă la masă cu vameșe și cu păcătoșii. Exactly, that's why Jesus came, for sinners, pentru păcătoși. De-aia a venit Domnul Iisus, pentru păcătoși. Și unde merg păcătoșii? La biserică, să se pocăiască. Cei care vor merge în iad vor fi oamenii care vor zice, păi eu n-am nevoie, se poate și altfel. I can do it the other way too. Și aș vrea ca să ne uităm în viața noastră, to look in our lives very carefully and to see, how come the Lord doesn't talk to us? Why don't we feel God's presence? In James chapter 2, verse 10, it says this, "For whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery but do murder, you have become a transgressor of the law. So speak, and so act as those who are to be judged under the law of liberty." What is the law of liberty? It's freedom from sin. That's what it is. And I want you guys to look in your life and to ask yourself this question. If I die tonight,
If I die tonight, what's going to happen to me? What will happen to you if you die tonight? Are you at peace with God? Is there sin in your life? And I pray that God will wake us up and help us realize what's going on in our lives. Acum, frați și surori, aș vrea ca să vă dau câteva îndemnuri din Hagai. Și cuvântul aici care mi-a vorbit mie și vreau să vă vorbesc dumneavoastră este: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Sau în alte cuvinte, uită-te atent, fii atent la calea pe care mergi în lumea aceasta. Când îți spune cineva ca să fii atent? When is someone going to tell you to be careful? When you're not careful, no? When you're not careful, that's when somebody's going to be like, hey, be careful. That's what I understand. And, și aici cuvântul lui Dumnezeu zice, băgați de seamă la căile voastre. Și mai departe spune în următorul verset, versetul 8 zice, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa, casa Domnului. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Suiți-vă pe munte. Go up to the hills. Ce făcea Moise pe munte? Do you guys know what Moses did on the mountain? Yeah, he talked to God. He prayed. That's why he would go on the mountain. Ca să vorbească, să se roage cu Dumnezeu. Și același lucru trebuie să facem și noi. Să ne rugăm. Și mai departe zice, în versetul 14 zice, Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel. Cine a trezit Duhul? Domnul. Și Duhul întregii rămășițe a poporului. Frați și surori, vreau să vă încurajez și vă spun, rugați-vă ca Domnul să trezească Duhul tineri. Domnul să fie cel care... Noi le spunem, părinții poate să spună, învață, dar să știți că numai Domnul este cel care trezește Duhul în tineri. Și aș vrea ca să ne ridicăm în picioare în rugăciunea aceasta și... Frați și surori, eu cred din toată inima căci nu auzim vocea lui Dumnezeu pentru că este gălăgie în viața noastră. Avem păcat în viața noastră. Așa cred eu. Dacă noi n-am avea păcat în viața noastră și am fi neprihăniți, ar fi o armonie extraordinară în biserică. Și aș vrea ca rugăciunea aceasta, Domnul să ne cerceteze pe fiecare și să ne ajute să facem liniște în inimile noastre și ca să ne dea putere, ca să ne mărturisim păcatele și totodată să ne lăsăm de păcate. Pentru că de a mărturisi păcatul, it's not enough. To confess your sins, it's not enough. You have to stop doing that sin. Când nu este un mincinos, nu mai este mincinos. When is a liar no longer a liar? When he shuts up. Na. Atunci o fie mincinos cu gura închisă. Nu mai mincinos când spune adevărul. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta ca să ne oprim din păcatele noastre și ca să trăim o viață curată înaintea Lui. Amin. Mergem în rugăciune. Doamne Iisuse, venim înaintea Ta în această zi, Doamne Iisuse, și în această seară și vreau să... Să ne smerim înaintea Ta, Doamne. Să ne smerim, Doamne, să la
Cuvântul Dumnezeu spune în Roman 3:23 că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar pe aceea 6:23 spune darul fără de plată al lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos. Noi avem salvarea prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Și prin sânge de pe Golgota și tot prin Domnul Iisus Hristos și prin rănile Lui avem vindecare. De aceea, următoarea rugăciune pe care aș vrea să o facem este ca Dumnezeu să aducă vindecare între noi. Să aducă vindecare emoțională, spirituală, fizică. Avem un Dumnezeu care poate să lucreze și în Marcu 6:53 spune în felul următor. După aceea au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când a ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era el. Oriunde intra el, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui. Și toți cei ce se atingeau de el erau tămăduiți. Amin. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Domnul Iisus Hristos a făcut various miracles, a vindecat pe cei care erau surdomuți, a vindecat pe cei care erau robiți de un duh străin, a dat vindecare celor care erau bolnavi fizici. De aceea, în rugăciunea următoare, aș dori ca să
Ne rugăm ca Dumnezeu să vindece, ca Dumnezeu să aducă eliberare. Să ne rugăm pentru cei care nu au geaburi și caută geaburi, ca Dumnezeu să redeschidă o poartă și o ușă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. No matter how smart we are, no matter how sense we think we are, no matter how good we are, we do not know how to pray. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu lasă Duhului ca să ne învețe cum trebuie să ne rugăm. De aceea avem nevoie în viața noastră de Duhul lui Dumnezeu ca să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. De multe ori mă gândesc că ne rugăm in so many ways și poate unul dintre motivele pe care Dumnezeu nu ne ascultă este că nu ne rugăm după cum El dorește să ne rugăm. Poate mergem înainte la Dumnezeu cu lucruri care Dumnezeu zice, well, that's not my will. You can pray all you want for that thing because I'm not going to change. Cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu nu se schimbă. God either changes or doesn't change. Nu este că Dumnezeu atât se schimbă și atunci se schimbă. We have a God who knows what He's doing. He's in control of all things, anytime, everywhere. And nothing happens without His will. Nothing. De aceea, prin orice încercare, prin orice trecem, știm că și Dumnezeu cunoaște unde suntem. And knowing that God knows where we are, knowing that someone higher than anybody else knows where we are, gives us comfort. Pentru că avem un Dumnezeu care poate să ne scoată de unde suntem. Și dacă ne lasă Dumnezeu acolo unde suntem, în groapa aceea, if God leaves us there in the pit, and if God leaves us there down for a while, cred că este spre binele nostru și spre creșterea noastră spirituală, ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Pentru că apropierea lui Dumnezeu aduce, cum spune David, răcorire oaselor noastre, ne înviorează și atunci când noi nu mai putem face absolut nimica și vedem mâna lui Dumnezeu, îi dăm toată slava lui Dumnezeu și știm că și numai El a lucrat în viața noastră. De aceea aș dori să ne ridicăm în picioare, să ducem cauzele noastre prin voce tare, dacă doriți să le aduceți cu voce tare, dacă nu prin ridicare de mână, să nu uităm să ne rugăm, cum pomenește fratele Cornel de multe ori în biserică, pentru familia din biserică, să ne rugăm pentru tinerii din biserică și să ne rugăm pentru toți cei pe care noi îi știm că trec prin probleme și poate care nu vor să le spună. Dumnezeu este Dumnezeu care cunoaște, as I mentioned earlier, God knows everything. He knows your heart, He knows your struggles, He knows what you go through, and He's a God who can heal everything. De aceea să ne rugăm în sensul acesta, să cântăm o cântare în sensul acesta, după aceea ne vom pleca pe genunchi și ne vom ruga. Hai să cântăm cântare după ploaie și furtună. După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. După norul plin de ceață, o lumină se arată, e lumina Domnului Iisus Hristos. Cine se căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El e binecuvintează sufletele celor ce se cred în El. Cine se crede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El e binecuvintează sufletele celor ce se cred în El.
să cerem o luminare de la Domnul nostru Sfânt Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul, schimbă totul vieții noastre, zi de zi. Căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El e binecuvintează sufletele celor ce se cred în El. Cine se cred în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El le binecuvintează sufletele acelor ce se cred în El. Stai o clipă, meditează, sufletul îți înviorează, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Nu lăsa să treacă clipa, clipa mântuirii tale, dă-i ta viață astăzi lui Iisus. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El e binecuvintează sufletele la cel ce se cred în El. Cine se crede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El e binecuvintează sufletele la celor ce se cred în El. Amin. Te rog și ne rugăm. Cercetează-te, Doamne, sufletul din biserică, Doamne, vindecă, Doamne Iisuse, cei care se cumva, Doamne Iisuse, fizic.
Să ocupăm locurile, să dăm slavă Dumnezeu pentru o cântare, în timpul acestei cântări să facem și strângerea de daruri, tot în timpul acestei cântări dacă putem să chemăm și copiii în sală. Hai să cântăm cântare, Doamne, numele Ți înalț. Doamne, laudă-ți când ție, fericiți încă de ani, fericit ea ta iubire. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi, sus pe cruce te-ai jertfit. Să fie înălțat mereu. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi, sus pe cruce te-ai jertfit. Iertat să fim de
Doamne, numele-ți înalt. Doamne, laudă-ți când ție. Fericiți încă de ea. Fericită ta iubire. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi. Sus pe cruce te-ai jertfit, iertat să fim. De pe cruce în moment din mormă sus la cer să fie înălțat mere. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi. Sus pe cruce te-ai jertfit, iertat să fim. De pe cruce în moment din mormă sus la cer să fie înălțat mere. Amin. În continuare, copiii vor avea o cântare spre lauda lui Dumnezeu. După cântarea copiilor, a group of girls o să aibă cântare spre lauda lui Dumnezeu. După aceea, orchestra cu două cântări. După orchestra, sora Miclea, dacă cu o poezie în această seară. Și după poezia sorii Miclea, corul va cânta spre lauda lui Dumnezeu. Timpul acestor cântări îl vin pe fratele James. Yeah.
these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me.
Domnul să binecuvinteze această biserică, să fie o biserică vie, o biserică plină de dragoste. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dumnezeu este dragoste. În luna aceasta, în America și poate și în multe țări, s-a sărbătorit o zi care se numește Valentine's Day și care se zice că sărbătorea dragostea. Dragostea cea carnală, dragostea eros. Dacă ați văzut prin vitrine un îngeraș cu un arc care țintea la o inimă. Într-adevăr, asta este dragostea cunoscută de oameni, o dragoste carnală, o dragoste egoistă, care nu vrea decât satisfacția ei. Dragostea fileo, de care ne vorbește Scriptura, este dragostea de frați, dragostea de prieteni. Domnul Iisus a manifestat această dragoste și a vorbit despre ea, iar dragostea agape este Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, care s-a jertfit. Este o dragoste jertfitoare care a dat viață, ne-a dat viață și și-a dat viața ca să ne dovedească această dragoste. Această dragoste nu pune condiții, această dragoste este cea care ne-a adus mântuirea și viața veșnică. Iubirea e dulce nume, desăvârșită haină, principiu sfânt și nobil, un foc ce arde în taină, străbate mii de inimi, pătrunde cu putere, arzând în parai sacră, chin, ură și durere. Iubirea e ascunsă în mugur și în floare, în cânt de păsărele și în murmuri de izvoare, în curcubeul falnic și în pieptul cald de mamă. În tot și peste toate, iubirea-i ce ne cheamă. Ea dă cu drag, dă totul, ea iartă, ea zâmbește, făcând de-a pururi bine la rău, nici nu gândește. Ajută și e gata să facă fapte bune, primește și mustrarea, cu drag ea se supune. Iubirea nu ne minte, nu fură, nu înșală, în ea nu este frică, nici umbră de îndoială. Nu am, nu vreau și nu pot, iubirea nu le știe. Ea crede, face totul zâmbind cu bucurie. Și nu-i destul, căci iată că în drumul ei se duce și pentru noi tot cerul e pironit pe o cruce. Să răvălească valuri de ură nesecată, ea stă, fiindcă iubirea nu piere niciodată. Iubirea ne-a dat cerul, viața, mântuirea, rămâne cea mai mare în veac de veci,
iubirea. Ce spune oare vântul, călătorul ce se sfâșie printre crengi trudit? Ce taină ascunde oare în el izvorul, învolburat prin muchii de granit? Ce spune mărul ce adumbrește drumul cu trupul frânt de orice mână rea? Ce spune în căminul tău parfumul din trandafirii rupți de mâna ta? Iubește, spune tot ce-n zări palpită, iubește, spune vântul legănat, iubește, spune floarea cea strivită sub talpa ta de mersul tău distrat, iubește, spune roua dimineții și adierea florilor de tei, iubește, căci iubirea e eternă și, iată, bate-n ușă vremea ei. Iubește, spune, mierea din lucernă și mielul blând de mâna ta răpus. Iubește, nu face niciun pas pe drumul vieții când pasul te desparte de Iisus. Nu spune un gând ce dragoste ne aduce și nu privi și nu vorbi de nu vorbești duios. Și abia atunci, prin șoapta noastră dulce, va suspina și va vorbi Hristos. Amin.
Pacea Domnului! Vă invit pe toți să ne ridicăm și să citim Sfânta Scriptură. And tonight, we're going to be doing a lot of speaking in English. And that's how primarily I'm going to be speaking today. But today I would like for us to open our Bibles to two passages. The first of the two being Genesis chapter 2, verse 18. Genesis chapter 2, verse 18. And then the second, if you guys would like to get ready, we're going to read Genesis chapter 15. And it says there in Genesis 2:18, "Then the Lord God said, 'It is not good that man should be alone. I will make a helper for him.'" Amen. Let's turn to chapter 15. Bear with me. I understand that is a passage that a lot relate more to relationships, and that's exactly what we're going to be talking about tonight, just not those kinds of relationships. And he says here in chapter 15 here, he says, "And after these things," he's talking to Abraham here, after he had triumphed at Sodom and Gomorrah, he's talking to Abraham, and he says, "After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, and he said, 'Fear not, Abraham, I am your shield. Your very reward shall be great.'" Tony, the next slide there. "But Abram said, 'O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eleazar of Damascus.'
And Abraham said, "Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be the heir." And behold, the word of the Lord came upon him and said, "This man shall not be your heir. Your very own son shall be your heir." And he brought him outside and said, "Look towards the heavens and number the stars, if you are able to number them." Then he said to him, "So shall your offspring be." And he believed the Lord, and he counted it for him as righteousness. And he said to him, "I am the Lord who brought you out of the land of Ur of the Chaldeans, and to give you this land to possess." And he said, "O Lord God, how am I to know that I shall possess it?" And he said, "Bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon." And he brought him all these things, and cut them in half, and laid each half over against the other. But he did not cut the birds in half. And when birds of prey came down to the carcasses, Abram drove them away. As the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. And behold, dreadful and great darkness fell upon him. And the Lord said to Abram, "Know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. As for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good old age. And they shall come back here in the fourth generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete." And when the sun had gone down, it was dark, and behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between the pieces. And on that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, "To your offspring I give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites, the Kizzites, and the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Rahim, the Amorites, the Canaanites, the Gerishites, and the Jebusites." This is the word of the Lord. Lord, I come before you, and I pray one simple request, Lord, that tonight your word be fulfilled, Lord Jesus, that your word here be proclaimed, that your word here, which has a purpose, do a great work in our hearts. Lord, that it brings transformation, Lord, and that it brings restoration to our hearts and to our souls, Lord Jesus. Father, I pray that you would animate the words that I speak here, Lord Father God, and that you will lead me through your Holy Spirit as you will lead the congregation in their thoughts, Lord Father God, through the Spirit to be transformed by the renewing of the mind through your word. Lord, these things I ask. Amen. You may be seated. So like I said, today is not going to be very conventional. It's going to be a little bit different than what I normally do in terms of a preaching. And it's going to look a lot like a teaching as well. And it's actually something that I'm more comfortable with. I even have a whiteboard, so that's why the whiteboard is here. It's because we're going to use it for a few minutes, and Matthew's going to help me set it up in a little bit here. But like I was saying, today isn't going to be necessarily as conventional as is normal. And as a pastor, I've spoken to several. One of the hardest things for them to do is to come up with a new way to greet the church when they get up here. And they say this is like the hardest part, is this intro. I can say that up till a couple years ago when I was first starting that, I would have agreed with that. This is the most difficult part, is to make an introduction. So I would always say things like "Pacea Domnului" and try to get things moving. So that's one of the more difficult things. But as I started to get a little bit more mature in terms of surrounding myself with good spiritual people that have been up here many times before, they said, "James, just focus on God. Focus on you and God and what God has put on your heart to speak." And that's what we're going to do tonight. I have confidence, full confidence, because the giver of this message is the giver of life. And tonight, all we're going to do is preach Christ and Christ crucified. Amen. So a question that I'm often asked and came to mind when Christy approached me to speak tonight, I always receive this question: "James, why did God create me?" And a lot of it comes from the kids that I teach on Sundays here at the church.
and from people that I mentor and I talk with and help. And James, what's my purpose in this life? I'm nobody. Why would God even have created me? Why did God even think and put me on his map? Why would he do something like that? And what does he want from me? James, what does God want from me? And this is a question that I've seen come up more and more, and it's become more and more clear to me that we need to speak and address these situations, because a lot of times we get so focused in on the relational part here in church and on our own personal selves that we forget the very basics of Christianity and what we believe and why we believe it. Man, why? Another question I get is, why does God even love me if I'm here? Why am I here? Why does God even love me? Why did God even create me? I don't belong here, is another question that I get a lot. Why would God even care? It's gotten to the point that I had made this conclusion that this is what I was going to talk about tonight. So the first part of this message is going to be directed towards this question. Why am I here? De ce m-a creat Dumnezeu? Why did God create me? So now this is the part where I need the board. So this is something very different, very unique to what I do in Sunday school more than I do in church. And we're not going to belittle anyone. It's just a teaching moment. So Matthew, thank you. The mic. Projector right on it. You want to move it more, or is it okay? If we can get the camera onto the board, that'd be great. So the question that we're going to be answering is, why did God create me? Why am I here? And it comes down to the very concept of what I'd read with the first verse there in Genesis chapter 2, verse 18. We know the story of the creation. We know that God came down and he said, let us create, let us make this, let us make man in our own image. Let us. God related to himself as an us, which means it wasn't just God when he said this. He was referring to himself in tri-person, because the God that we serve and that we worship is a Trinitarian God, amen? He's a God that relates in three. He's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And he was three in one from the very beginning. So he sees Adam in the garden. It's a story we all know very well. And he sees man, and he says for the first time, after making all things, it is good, it is good. Vegetables, seed, good. And he looks at Adam and he says, it is not good. Interesting. One time, God looks and says, it's not good. Why? Because it's against his very image. It's very counter the very image of what God is and who God is. So God, in himself, if we believe in the Trinity, and we do, is three persons. He is God, he is Jesus, and he is the Holy Spirit. Three in one. I don't know if we can get it up there. Maybe not. Oh, okay, maybe not. Okay. He is God, he is Jesus, and he is the Holy Spirit. And he sees Adam, who's by himself. He sees man, and he's down here on earth. And Adam, being man, was by himself. And God sees Adam and he says, it is not good for man to be alone, because it's contrary to his very nature. It's contrary to the very being that is God.
And so he says, what? Let us make him a helper, right? So, Adam gets his own little box. My pen is dying, sorry. Adam gets his own little box, man, and he has his wife. He gets Eve. And God created for Adam Eve. And he invited them both into this relationship. But because before the fall of man in the garden, God lived in perfect harmony with Adam and with Eve. That's what was said this morning, that they lived in the shadow of the glory of God. They lived with God in the garden. And God could visit them because they were in a perfect harmonious state. There was no sin. It didn't exist. And so God invited man to share in this relationship with him. And so when God created man, now we have in this new sphere, God being one. He is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now God has instituted another relationship. And it's God being the foundation of every relationship with man and wife. God has invited Adam to experience something because it is his very essence to be a relational being. He is a triune God. He is a relational God. He is a God that relates. Why did God create you? Because it is his very existence. It is his very being to relate. And he wanted the same thing for us. He loved us so much that he invited us into this relationship. That's how much God loved us. But what happened? We know the story. The fall happened. Adam and Eve believed a lie. And this relationship, they cut themselves off from. And that's where we find ourselves in this story with Abraham. That's why I wanted to use this board. I was going to use it for a little bit more. The pen is giving way. But this is the way God chose to relate to us. And later we'll go in and we'll talk a little bit more about how he still now, through Jesus Christ, relates to us this way. For now, I'm going to go back up to stage. It's okay. Bad pen. Papers up here. It was God's intention for man to be part of a relationship, but we cut ourselves off from that relationship in the garden. But God, being a loving and gracious God, even after we fell and even after we sinned, because we were the ones that did it, still had a plan in motion, and he still had a purpose for Adam and Eve and for us today. And that story is the story of the gospel. And that's where we're going to look today into add the life of a man named Abraham, at this time named Abram. And we're going to talk about the promises that God made to Abram. So God comes to Abram in the night, and he says that he had a vision from the Lord. He came in a vision to Abram. He came personally. God had no reason to come down personally and reveal himself to Abraham. We know the story. He came to Abraham and revealed to him, Abraham, leave the house of your father and go to a land that I have prepared for you. No reason to relate to man. God had every excuse to distance himself from man at this point. Every excuse, because we sinned, we fell, and God still loved so much that he instigated a relationship with a man named Abraham. And he calls him out of his own country, and this is where he makes a covenant with Abraham. This is where he tells Abraham here in verse 1, fear not, Abraham. I am your shield. Your reward shall be very great.
God is his shield. God is the shield of Abraham. Your reward shall be very great. And Abraham's thinking, God, you're a shield, great. Thank you for taking care of me. Thank you for getting me here, for getting me to this land. But a reward? What do you mean? I'm an old man. Look what he says. He says in verse 2, but Abraham said, O Lord, what will you give me, for I continue childless? And the heir of my house is Eleazar of Damascus. Abram's like, man, God, it's great. You're my shield. You said you will protect me and that you will bless the world through my seed, through my descendants, that they will be richly blessed. Everything is great and dandy. But God, I still don't have an heir. Eleazar is the closest person to take the covenant promise of being the person to follow up Abraham. It wasn't his own son. And back in these days, without a son, you couldn't have anything. You couldn't be a people. You couldn't be a nation. And that was the promise that God gave to Abraham, that he will be a people. And Abraham is saying, man, God, I still don't have a child. So I don't know what reward you're talking about. And he says, behold, the word of the Lord came to him. God literally came to him in word and vision and spoke words to Abraham. And he said, this man shall not be your heir. Your very own son will be your heir. And he brought him outside and said, look towards the heavens and number the stars, if you are able to number them. And Abraham's got to be perplexed. He's got to be wondering, God, why are you doing this to me? Why are you showing me the stars? I still don't have a child. And God shows him the stars and he says, Abraham, that's what's going to be your people. If you can even number that, those are the people. Your people will be innumerable just like those stars. So shall your offspring be, is what the Lord says. And he believed the Lord, and the Lord counted it as righteousness to him. And he said to him, I am the Lord who brought you out of the land of the Chaldeans to give you the land to possess. But he said, O Lord, how am I to know that I shall possess it? Abraham is still concerned. How am I to know that I will possess it? He's talking face to face with the word of the Lord, and he's talking to God, and he's having this conversation, and he's not that he doesn't believe that God will do what he says. He just wants to see it done. How will I know? How will I know, God, that this is going to happen? How do I know that this will take place? Because we know the story. God promises this promise to Abraham, and Abraham doesn't really inherit much, does he? The only thing that he has to his name when he leaves this earth is a piece of land that he purchased for him and his wife to be buried in. He didn't really possess the land of Canaan, but his descendants did. God says to Abraham, go into this land, you will possess it, but I'm going to give it to your offspring. The Lord wanted Abraham to believe and to trust in what he was saying. And so the next steps here is how God chooses to relate to Abraham and how he chooses to relate to each and every one of us. Because if we're honest with ourselves, nowadays, if we look in this country of ours, we have social media and it's kind of diluted a lot of the way that we relate with each other, especially us younger generation. We have Facebook and, I don't know, MySpace is gone? Gone. Okay, MySpace is gone. We have the Twitter and the Instagramming and all that fun stuff. And there's a problem with it. I'm not saying that they're necessarily completely bad things because they can be used for good things, but they've made us very impersonable. And they've made us very dull in the way that we seek relationship with each other and very confused about what true relationship is really about. Because God is relation. He's relational. He is their true relationship, and that's what he's calling us, each and every one, to. And that's what we're going to be focusing on tonight, but if we think about it, the relationships today are superficial
They are consumer relationships. They are relationships that say that I will be absolutely everything that I am supposed to be so long as you do what you're supposed to do. In layman's terms, that means I will like your photo if you like my photo. And I will put a smiley face to your smiley face if you give me a smiley face first. That's not relationships. It's not real. It's not true. It's not what God had intended. It's very superficial, and we put conditions on relationships when relationships are not supposed to have conditions. They're supposed to be unconditional love towards brothers and sisters. And I'm not talking about absolutely everybody loving them this way, because it's a deep and powerful relationship to have. But the church is called to this relationship as well. Each and every one of us individually are called to a relationship that God has proposed here, and he is proposing and about to propose to Abraham, and that is a covenantal relationship. It's personal. Does anybody know what a covenant is? We've probably talked about it in my Sunday school class a little bit. But a covenant is something, the way that God chose to relate, actually, almost to absolutely everyone in the Bible. If we look at these big men of the Bible, these guys that had strong relationships with the Lord, he made covenants with them. With Abraham, it was that he would bless the nations through his offsprings, and that the nations would be richly blessed. Through David, he promises an heir that will never cease. All the great men of the earth, even Isaac and Jacob, had covenantal relationships with God, meaning that they had an agreement with the Lord, and the Lord said, I will give you this, this, and this. But if you break that promise, there is consequence. And that is the kind of relationship that the Lord is proposing here to Abraham. And if we read verse 7 here, and we continue down, and it says, and he said to him, I am the Lord who brought you out of the land of the Chaldeans to give you this land to possess. But he said to the Lord, O Lord, how am I to know that I shall possess it? And God's like, here's how you will know, Abraham. He said to him, bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. And he brought him all these things, and he cut them in half and laid each half over against the other. But he did not cut the birds in half. And when the birds of prey came down in the carcasses, Abraham drove them away. Weird scene, weird picture. Odd. But as soon as God asked this of Abraham, Abraham knew instantly what God was calling him to do. Instantly he knew what God was asking him to do here. And it's odd to us because we don't understand it. But if we look in Jeremiah 34, Tony, if you could get Jeremiah 34, verse 17 to 21. Right here it says, therefore, thus says the Lord, you have not obeyed me by proclaiming liberty. Everyone to his brother and to his neighbor, behold, I proclaim to you liberty to the sword. To pestilence and to famine, declares the Lord. I will make you a horror to the kingdoms of the earth. And the men who transgressed my covenant, here's where the familiarity comes in. This is how God chose to relate in these times to people in the Bible. He says, who have transgressed my covenant, they did not keep the terms of the covenant they made before me. I will make them like the calf that they cut in two and pass between the pieces. The officials of Judah, the officials of Jerusalem, the eunuchs, the priests, and all the people of the land who pass between the parts of the calf, and I will give them into the hand of their enemies and into the hand of those who seek their lives. Their dead bodies shall be food for the birds of the air and the beasts of the earth. And we're good right there. The kind of relationship that God was calling Abraham to was a covenantal relationship. So when God asked Abraham, take these pieces, take this calf, take this goat, take this turtle dove, and break them down the middle. Abraham knew what was happening instantly, because this was custom back then. When somebody, a king, or in this case God, made a covenant with the lesser vessel like you and I,
when he made a covenant with us back in the day, this is how he performed that covenant. They would break those pieces and they would lay them side by side, parallel to one another, and they would make a row, a little path, if you will, with all these pieces scattered on the ground, parallel to one another. And Abraham knew what was going down, and then verse 12 happens here. Abraham's preparing himself for this covenantal relationship so that God would make and declare these promises that he made earlier in these verses. And Abraham is preparing himself, and verse 12 says, as the sun was going down, a deep sleep fell on Abraham, and behold, dreadful and great darkness fell upon him. Then the Lord said, Abraham, know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and they will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. He's promising Abraham that he will have a people. They're going to be going through this persecution and this trial, and he's talking about Exodus here, the Exodus that we know that Moses takes them through. And he says, but for yourself, you will go to your fathers in peace. You will be buried there in a good old age, and they shall come back in the fourth generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. And after he said these things, Abraham was ready to make the covenant with God. And it would have gone something like this. Step one, take the animals and cut them down, make the parallel path. Step three was to make sure that the covenant was understood, which God did in this previous verses. He promised Abraham that he will make him a nation, but his nation shall go through trials and tribulation in Egypt. And step four required that the lesser vessel, or in this case, we're talking about Abraham, walk between the pieces, just like the symbol that we read in Jeremiah, that if I break this covenant, may my body be broken and torn apart, just as these pieces were. And Abraham was getting ready for this. And something marvelous happens in the next verses. He says in verse 17, when the sun had gone down, Abraham was getting ready to make this covenant. He says, when the sun went down, it was dark, and behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between the pieces. And to Abraham's amazement, God came down and walked between the pieces. The smoking pot that he's talking about is described two more times in Exodus. When he's on the mountain, Mount Sinai, God appears to Moses as a smoking fire, a smoke cloud. When the Israelites are being taken through the desert by Moses and by God, God leads them in a cloud of smoke by day. And then the second part, with the pillar of fire by night. And this is a representation, this torch and this fire, this flaming torch was a representation of God himself. And God comes down, and to Abraham's amazement, God is coming down and he is taking on the curse of the covenant. And he says here, Abraham, I take the curse of this covenant upon myself. And Abraham is looking, and God just continues to walk through the pieces as he's talking, and he says, to your offspring I give this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites. And he continues to describe the land so that Abraham knows for sure that the promise that God had made was true, that there would actually be a physical land, not just a spiritual notion that God is making here. But to Abraham's amazement, after God had said these things, he was gone. And God never called Abraham to walk through the pieces. You see, the kind of relationship that God wants from us and the kind of relationship that he requires of us is covenantal, because that's how he has chosen to relate. He wants you. He desires you. He longs for you. And the example that he was giving here to Abraham was
the gospel, if we look at it. He says, Abraham, not only will you not have to pass through the pieces, but I will be broken. My body will be broken if you break this covenant. And what happened 2,000 years ago? Exactly that. Man could not keep this covenant. Man could not keep this decree. Man could not keep the conditions of the covenant that God had laid before Abraham. Man could not keep it. The law, if we look in Exodus, but we don't have time, the law is four books long through Deuteronomy, Leviticus. No man could keep this. But 2,000 years ago, the only man who did took upon himself that curse. And it is the gospel, guys. Young ones, you have value. Jesus loves you. Maybe a lot more than you realize now, but I'll tell you one thing. He loves you. And he cares about you. The kind of relationship that he wants for you is this kind of relationship. He wants you to know that you are his savior and that you have value and that you mean something in this place and that you were not just created just because. You were created as a direct reflection of the love that he has for you. That is the God that we serve. That when I sin, when I make mistakes, when I have been wrong, when we wrong, are in the wrong, God took the covenant curse for us. Jesus took it within himself and his body was broken and ripped and torn to pieces just like God had said would happen if that covenant was broken, because we could not keep it. No matter how hard we tried, we could not keep the covenant that God had set before us. Romans chapter 4, verse 20, real quick, Tony, if you could put that up, and I'll leave it with here. Here, Paul is talking about Abraham and his justification through faith, and he says here in verse 20, no distrust made him waver concerning the promise of God. And he's talking about Abraham. But he drew strong in his faith and gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. And God did and accomplished that through Jesus Christ. That is why his faith was counted to him as righteousness. But the words it was counted to him were not written, it was counted to him, were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who was raised from the dead, Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised up for our justification. Jesus became the covenantal curse. Jesus became that curse so that you and I could be in relationship, so that God could restore that relationship that years and years before was broken when we believed a lie from the devil. That is what God has called us to. And that is what God has called this church to as well. To live in this relationship, to love one another, to be in fellowship with one another, to be of one mindset, to be of one goal. And that is to press on for the goal and the prize, which is Jesus Christ. Paul says that in every spiritual blessing was poured out on for us through Jesus Christ. Every spiritual blessing. God loves us a lot. He cares about us a lot. So tonight, I don't know where you are. I don't know where you're at with God. But know one thing for sure. You have value. And 2,000 years ago, that value died so that you could have value today. Jesus Christ is our value. Amen? Amen. În urmă cu mai mult de 30 de ani, I was in first grade. Și mi-amintesc la ce era pe vremea abecedarul, cred că era, ABCs. Era, chiar la sfârșitul cărții, era o poveste cu banul muncit.
Most of the people that lived in Romania remember the story. Și era vorba acolo despre un băiat pe care tatăl o trimis să muncească. Și spune că a venit seara cu un ban acasă. Tatăl a luat banul și l-a aruncat în foc. Și băiatul nu a făcut nimic. Didn't move a finger. Pentru că banul era de la mama, de fapt. Nu munce pentru el. Spune că a doua seară a fost exact același lucru. A venit acasă, tatăl i-a luat banul și l-a aruncat în foc. A treia seară vine băiatul acasă, same story. Tatăl ia banul, l-aruncă în foc și spune că băiatul și-a băgat mâna în foc după bani. Și atunci tatăl spune, vezi ce faci cu banul muncit. Dacă luăm această poveste foarte simplă de copii, Dumnezeu a trimis ceea ce am mai avut mai scump pentru noi, pe Domnul Iisus Hristos. He gave up the most precious thing. Și dacă pentru noi, oamenii, Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu, eu cred că avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Cum spunea James, nu numai tinerii se întreabă what's the point of life? De ce suntem pe pământul acesta? What do we do here? I mean, where do we go? We wake up at 6 o'clock on Monday morning, we go to work, we come back home. Cei care au copii, își duc copiii la școală, după aceea they take them from school and then they start over on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday to a church. And it's like, it's a routine. However, cred că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi to understand what He gave for us and to know. Și dacă noi în viața zi cu zi, if we give up something that is very valuable, I think că într-un fel putem să înțelegem cum Dumnezeu ne iubește pe noi. And I think God wants us to be faithful and to live in a covenant through the daily grind. Through every day. Nu suntem creștini numai sâmbăta și duminica or when we come to prayer on Tuesday or Thursdays. We have to be the children of God every single day. And we are. And because we are the children of God, we are kings and queens. Above all, toată lumea aceasta care este aici. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și noi suntem copiii lui Dumnezeu. And if we are copiii lui Dumnezeu, we are somebody. Not in the eyes of the world, poate nu să fim mari în ochii omenirii o funcție, o statue in the society, dar suntem în ochii lui Dumnezeu care ne-a salvat și care ne-a răscumpărat și care ne va mântui. Aș dori să ne ridicăm în picioare și mulțumesc fratele James pentru mesajul această seară, fratele Septi, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea înțelepciune să vorbească în amândouă limbi, cum ziceau cineva din România, și pe românește și pe englezește. Și pe noi să ne dea înțelepciune să avem răbdare că nu înțelegem un lucru sau celălalt și Dumnezeu să le binecuvinteze pe toți ca să putem să mergem înainte. Înviu pe fratele Cornel ca să facă încheierea programului. Cred că Diana a ridicat Cristi în picioare ca să nu mai continuăm mult, să nu mai predic și eu în seara aceasta. Da. Sigur că dacă am luat cu aminte la cuvântul lui Dumnezeu, putem să învățăm lucruri care sunt folositoare pentru viața noastră. În prima parte, la Hagai, înțelegem ce înseamnă, de fapt, să lucrez pentru Dumnezeu și pentru casa Lui. Și în partea aceasta, doar cu textele acestea sunt legate, de fapt Biblia este foarte bună carte care leagă, totul se leagă împreună. Lui Avram i-a spus, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Deci Dumnezeu este Cel ce răsplătește rodul muncii noastre. Psalmul 128, versetul 1, știe cineva ce zice psalmul acesta? Psalmul 128, versetul 1. Ferice de omul care se teme de Domnul, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Și
Domnul să ne ajute să-L slujim, că El ne binecuvintează. Amin. Aș vrea doar să vă amintesc, știți, în cursul săptămânii, marți, joi, vineri, tinerii, sâmbătă, când fratele David Fâșcu vine aici, ține timpul de rugăciune și prin rugăciune se susține focul acesta al părtășiei cu Dumnezeu în biserică. Duminica următoare, să nu uităm, se schimbă ora, deci să nu uităm. Și duminica următoare, tot la serviciu de dimineață, îmi spunea fratele Ștefan Varga că va aduce la binecuvântare pe noul născut în familia lor. Și Dumnezeu are binecuvântări, slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți acum să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să ne rugăm cu toți. Îți mulțumesc, Doamne. Te rog, Doamne, să ne binecuvintezi pe fiecare dintre noi. Îți mulțumesc că Tu ești Cel ce vrei și ai încheiat legământul cu noi și ne-ai binecuvintat, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești răsplata noastră cea foarte mare, Doamne. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu răsplătești ziua de astăzi. Și cred, Doamne Dumnezeule, că Tu vei avea milă de noi și Te vei îndura de noi. Îți mulțumesc pentru fiecare în parte, Doamne. Te rog să ne binecuvintezi și să ne întărești și să ne dai înțelepciune ca să putem să mergem pe calea aceasta a mântuirii, Doamne. Dau slavă în numele Tău, căci ești bun, Doamne. Fii slăvit în veci. Amin, amin. Fie harul, pacea și binecuvântarea Domnului cu noi la despărțire. Amin.